Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pet Simulator 99 unde avem ceva foarte important de desfăcut pentru că dacă ne ducem la Pet, ne ducem la ouă, avem de deschis seria 2 Rai Gift. Costă 7 milioane și poate pica huge cu 1.5% șansă de două ori. Restul de 30%, 30%, 21% și 16%. Orice pică peste 21% e foarte, foarte bun, dar de preferabil un huge. Costă 7 milioane, este foarte scump și așa în mod normal nu mi-aș permite, dar este de la Puffy. L avem aici pe Puffy și iubita lui Puffy. stăm aici împreună să vadă și ei ce pică. A zis că dacă pică exclusivă poți să-l păstrez eu, dacă pică huge trebuie să-l dau lui înapoi. Asta e a -a, așa pe episod să fie deschis. Chiar sper să pice huge, chiar dacă te îl dau înapoi, dar chiar sper să pice ceva foarte bun. Momentan să vedem, punem aici un ăsta de, de huge, chiar dacă nu contează, avem două de huge, avem și două de shiny, cine știe, poate, poate pică ceva. Sunt aici ei împreună, să simți și de mână că e Valentine's Day, deci aveți un Valentine's Day minunat pentru toți cei care aveți pe, cu cineva care sunteți împreună. Deci hai să vedem acum ce pică. Plus după ce deschidem acest Series 2 Ray Gift mai avem de deschis 50 de mini chesturi și un secret key. Poate deschidem toate 53. Dar acum vedem ce poate pica. Deci acum să vedem aici ce poate pica din acest minunat Series 2 Rai Gift costă foarte mult și ouăle acestea costă foarte mult, dar să dai un de ceva de genul e chiar foarte important. Deci să vedem ce pică, dăm așa click pe el și deschidem unul, suntem siguri? Bine hai să vedem descrierea, zici că e McDonald's. Și poate pică un huge, stai un pic. Și este un golden tie-dye tie dog. Este golden, gen golden la stele. de la ăsta sau e golden că și mai rar? Adică stai un pic să ne uităm aici ce a picat exact. Din păcate n-a picat huge, dar chiar chiar speram să pice un huge. Unde pot să-l văd este deja echipat. Este golden, chiar dacă nu-mi dau seama dacă fix ăsta trebuia să fie normal. Sau golden este ceva ce trebuia neapărat să pici. Adică dacă este golden, chiar e ceva foarte rar. Adică măcar e golden, nu? Nu? Corect? Măcar e golden, să știm. Să știi că chiar a fost șansă de golden, asta e ceva extrem de rar, adică, bine, nu este un șiuș de 1 la 5%, dar probabil șansa să fie gold e mai, mică decât 1.5%, deci asta chiar e bine, nu costă mai mult decât un huge, dar costă 1.5 milioane, un tie-dye dog, e un câine amărât acolo, deci poți să-l păstrezi de la pafia, a zis, stai să scoți și eu toate peturile astea, pentru că mă deranjează loc de mult, așa, și din păcate nu a fost ceva cine știe ce, dar mai deschidem și 53 sau 50 de mini chesturi să vedem ce poate să pice din ele, avem unul, deci a picat o carte de 5 criticală, avem două. Nu știu, nu o să le deschid așa foarte rapid pe toate, dar uite, din moment, din asta nu a fost cine știe ce. După mai deschid încă 3. Din asta trei a picat un party box, o capsulă, light gift bag și nimica super important. Vedem dacă merită mini chesturile sau nu. Acum mai avem, stai, că a rămas ăsta, mi s-au dus. Avem o porțiune de 5, avem 10 rainbow fruits, încă de 10 ori rainbow fruits, mereu mâncați fructele în continuu, mâncați-le pentru că vă ajută la achievements. După ce dau aici la achievements, puteți să mâncați fructele, aproape am terminat și eu și iau și jusul. La clar momentan totul e bine, nu mai prea sunt locuri, dar avem 1.45. Faceți achievements pentru cei care puteți să jucați, cât mai mult, adică Yanis să 27, trebuie să aibă măcar cel puțin 40, David trebuie să aibă cât mai multe. Și vedeți la achievements ce trebuie făcut și faceți în continuu. Acum hai să continuăm, deschidem 10 direct să vedem dacă pică ceva important și nu știu, cred că am deschis 12, să vedem momentan nimica, fructe, nimica, nimica, nu-i cine știe ce, deci nu sunt sigur dacă merită păstrate, cumpărate, vândute sau folosite. Acum deschidem noi câte deschidem, dar nu știu cine știe ce. Wow, asta e că mi-au dat niște chei, mi-a dat cheie secretă de sus și de jos. Nu mi apare aici sau nu mi apare pentru că am deschis prea multe. Avem foarte multe Rainbow Fruits. Am văzut că mi-a picat, deci dacă deschid prea multe nu se vede exact, dar au picat două de Una de aici și una de aici, că au apărut așa albe. Deschidem trei. Momentan nu nimic. Bine, și cărțile astea de patru sunt cât de cât decente. Mai deschidem încă unul vreau să de un large gift bag și un coins 5. Deci nu pică nimica, da? Perfect, mai deschidem încă unul. Pică 4 iteme, 8 iteme, 9 iteme până acum. Pică aici un mini chest. Pică, oh, a picat o cheie secretă de sus. Bine, ați văzut câte pică. Gen pică 1, 2, 3, adică au picat 2. Dacă nu mă zice, aveam 4 și au picat 2 din vreo 40 de chesturi. Deci e foarte rară. Dar dacă pică, uite încă una, stai un pic, am zis una că e foarte rare și Lucky Block. Și bine, bundle of, poise, potions, niște flax, niște astea. Deci până acum 3. Mai deschidem câteva un mini chest, a picat un mini chest, o loc, poțiune de level 6, 10 fructe, bundle of toys, bundle of potions, adică e nu e atât de scump, e 60 de mii, să deschidem unul, Dar este 60 de mii. și dintr-unul a picat 10 fructe cu 10 fructe cu o carte, adică să zicem cât de cât merită dacă vrei tu să-l primești, adică dacă îl primești la un prieten sau poți să-l cumperi cu 60 de mii, sau tot așa. Dacă faci chestia asta, ar merita. Mai avem încă Atâta de deschis, ultimele 3 le păstrez. Mai avem Instant Capsule, mai avem Party Box, mai avem Rainbow Fruits. Și atâta, mai deschidem și pe ultimele 3, deci nu contează că tot acolo sunt. Avem și o carte de diamant 5. Mai deschidem și noi aici 300 de diamante. Nu contează diamantele astea când avem 32 de milioane. Dar deschidem și niște spin-etichete. Chiar e mișto... Nu e cine știe, nu costă prea mult, dar este un tai dye uh, care chiar este destul de rar să pici așa direct, știi? Adică uh, dog, avem dog și asta chiar, măcar e golden, știi cum a zis, măcar e golden. De la 1.500 până la 7 milioane, parcă aș vrea să deschizi și un event cooler, dar astea o să le păstrăm pentru data viitoare dacă vreodată o să mai deschidem ceva rar. Dacă aveți ouă, dacă aveți bag dacă aveți o rai și vreți să vă deschide, doar scrieți pe Discord sau pe Instagram și o să vă fac un episod special să vedem dacă pică ceva important. Mai deschidem și noi o cheie de genul. Nu pică nimic din asta decât dacă ai vreo 100 să le poți deschide în continuu. Nu mai avem nicio cheie, dar mai putem face câteva, așa că mă duc aici la cheie, mai creăm și noi o cheie să deschidem măcar 3, să vedem. Poate avem noroc de huge. Și nu a picat, a mai picat o cheie, deci e foarte bine putem să mai deschidem încă o dată. Nu? Mi-a zis că a picat ok, dar văd că nu a picat nici ok, adică nu mai apare aici. Hai că mai deschid eu una de la mine, dacă nu vrea să apară pe undeva. A, a, venit, nu mi-a picat new item, că l-am craftat, de-aia mi-a apărut crystal key aici, da. Acum ne ducem la 19 să vedem ce pică. De obicei foarte bine să te duci în continuu la merchant. Adică de obicei nu pică nimic, uitați-vă aici, nu pică nimic interesant și dai, dai, click în continuu. Dar poate, poate încet, încet merge, aici mai trebuie să așteptăm. După la 39, dacă ne ducem, toy bones, diamond potions, Mă duc aici, aici chiar e bun. La Potion de 5 chiar merită să te duci să le cumperi. Și mai avem de deschis la 33 o cheie secretă. Să vedem dacă avem Overlock Charm. Acum știu, dacă pic Overlock Charm din toate aceste 3 chesturi, știu în care să mă duc să-l iau. Fix acum mă duc în mijloc, este Overlock Charm. Uitați-vă. Royality Charm! Wow, e real, Royality Charm. Bine, nu e Overlord Charm, dar e Royality Charm care costă 5.6 milioane. Ok, e bine, e bine, e bine. Wow, Royality Charm, nu pot să cred. Scuzați-mă dacă am început puțin, dar nu îmi vine să cred că am primit un Royality Charm doar așa. Sincer, pai că l-aș vinde cu 5.6 milioane sau 5 cu cât se poate. Bine, nici nu avem ăsta, poate de aici am primit asta. Deci, nu pot să cred că chiar, chiar, wow, deci nu am cuvinte, deci scrieți royality ce am în comentarii dacă ați ajuns până aici sau? și apăsați butonul de like, desigur. Bine, norocul ăsta de la câine e foarte mare și acum știu unde să mă duc să mă O ori e în stânga, ori e în dreapta. Sincer, cred că este ceva în stânga, dar o să mă duc în dreapta. Nu, este în dreapta, niște damage potions, poate în stânga și mai bine. și este un obocanc. Da, era și mai bine. Am zis că mă duc în stânga. Era treasure, wow, și m-am dus la damage. Am zis că e ceva în stânga, dar m-am dus în dreapta. E pare că știu că e ceva acolo și știu că e mai bun, dar nu mă pot abține să mă duc unde trebuie. Măcar am luat ceva, mai deschidem încă una. Deci e noroc maxim. Acum ne ducem în stânga, pentru că până acum au fost lucruri bune peste tot. Ne ducem în scala. nu glumesc, trebuie să ne ducem în dreapta, pentru că în stânga acum nu dă nimica. Nu dă nimica. Aici avem cheie, okay. nu mai contează. Dacă acum chiar în stânga e ceva, Overlock Charm. Nu, este un coins. Deci aici cel mai bun a fost Crystal Key. Deci am luat până acum foarte bune. N-am luat treasury care costă 200.000 de diamante una, dar am luat chiar bine. Royality Charm. Nu pot să cred. Wow, important e că chiar am avut noroc. Mai dăm aici la pridim la tot ce putem, pentru că mereu după aia să dați ridim, pentru că în două ori apar altele și tot așa și chiar merită ridimurile astea. Acum la clan totul e bine cum v ați avem 56 de milioane mulțumită la toate persoanele din clan, adică zic la astea primele care au donat mai mult de un milion. Deci aici de sus până încolo chiar mulțumim și pentru persoanele de mai jos, dar sunt prea multe să vă dau scola fiecare, vă vedeți voi. Dar chiar mulțumesc mult tuturor și nu mai zic de arabul care a avea Titanic, nu mai zic de mortali care a donat 14 milioane așa de parcă nu era nimica și avem 1.47, parcă am avut 1.45 când am... Uh când am început episodul acum 10 minute. Aici poate ajungem și noi top 100 dacă nu ducem jos de tot, e 2.17, da? Poate dacă avem puțin noroc... Ne duce și noi acolo, depinde, faceți așa și mântui, doar vă duceți, vedeți ce trebuie să faceți, puneți steagul jos, pun, perfect, dați un mesaj în comentarii sau pe, server, pe Discord sau pe serverul de Discord din descrierea episodului și vă ajutăm noi la ele, trebuie doar să dați mesaj și aveți puțină inițiativă, aveți nevoie să dați upgrade la 5000 de enchanturi, Perfect, dați mesaj, vă dau 10.000 de înceanturi și ai tot. Bine, cred că am. Dacă nu am eu, are pafi, are coco, deci cumva vă ajutăm, că e foarte important și pentru noi și pentru voi. Și unde este la înceamânturi? Înceamânturi, dacă am 10.000 de astea, uite, bine, 1.000. Nu, am 8.000, am 15.000, deci chiar am și eu câteva, bine, tot de la coco și pafi, deci momentan e chiar foarte bine. Așa că avem royalty, nu știu, ori aș pune pe ceva din astea, chiar am nevoie să-l pun, ori dacă este, ori dacă este, nu pun reality și îl vând. Adică 5 milioane chiar este mult. Și un reality, bine, un reality dă mai mult damage. Bine, asta cu damage-ul chiar e foarte bun. Adică pui pe un fiuci, spargi lucrurile mai rapid în ultima zonă. Dai 20 mai multe diamante, mai dublu decât ăsta. Și asta costă 16.000. S-a dus la, de la 700000 la 16.000. Ăsta va de viața lui care nici nu merită decât dacă ai putea să-l scoți. Și Lightning-ul, chiar ar merita, adică e random shots Lightning, știi? Și ca tnt -ul. chiar meritabile, ambele dacă vrei să dai mai mult DM să distrugi cât mai multe breakables. Ca altceva nu e. Adică la cărți ai, să, ai Treasure Hunter care sunt mai multe șanse să primești ceva când distrugi ceva. Dacă te duci la Enchant-uri nu ai, cred că astea sunt toate enchanturile, nu mai e nimic altceva decât Glittering și Overlord Charm. Dar suspicie Overlord Charm, îți dai seama? Deci nu pot să cred să ai noroc să pice. Deja am pierdut 3 Overlord-uri, Overlord charm din 3, nu o să uite asta niciodată. Deci dacă e și n-ați dat până acum la chei secrete, ori aveți 100 de chei să dați, ori nu dați că mai mult vă tiltați. Adică vezi acolo în dreapta ca ai Overlord Charm și te-ai dus joc, deja ți se taie tot cheful de jocul ăsta. Așa că să aveți o zi de îndrăgosteților minunată și ne vedem altă dată la Pet Simulator 99.